Așa de mulți ați venit. Cum credeți ce o să spun astăzi? Știți? Am de făcut două declarații astăzi. Una către cetățenii Republicii Moldova și în mod special pentru alegătorii blocului acum, care m-au votat. Așa cum știți, am fost alături de blocul acum de la începuturi. Sunt fondator al Mișcării de Rezistență Națională acum, care s-a format într-un context apropiat situației care o avem, în condițiile invalidării votului pentru orașul Chișinău. Am fost alături de protestatari din 2016, atunci când împreună cu platforma DA am susținut această luptă împotriva regimului oligarhic. L-am susținut personal pe Andrei Năstase în această campanie electorală care a fost pentru primăria orașului Chișinău și am fost alături de această mișcare de protestatare inclusiv în organizarea protestelor de la Ungheni și din alte localități. Mișcarea de rezistență acum a avut un spirit care am crezut că o să-l putem transfera spre blocul acum, lucru care cu regret nu s-a întâmplat. Blocul acum a fost o construcție politică neordinară, o construcție politică alcătuită din două formațiuni și din membrii societății civile care s-au alăturat în dorința de a înlătura regimului Plahotniuc și a înlătura aceste consecințe ale invalidării votului. Am trecut împreună o campanie electorală în care am călcat glodul mai multor circumscripții și am avut, cred eu, o colaborare frumoasă în cadrul blocului acum, care cu regret, așa cum spuneam, nu s-a păstrat în condițiile guvernării. M-am expus și anterior critic cu referință la numirele care s-au făcut în bloc, la înțelegerile și cârdășiile cu Partidul Socialiștilor. Am fost cel care nu a semnat acordul de constituire a acestei alianțe între acum și PSRM, dar am susținut în totalitate guvernul pro-european Maia Sandu și declarația de stat captiv. Până a face aceste declarații, consider că am epuizat toate posibilitățile și capacitățile de a influența în interior lucrurile și spun acest lucru și cu referință la faptul că mi-am dorit foarte mult ca blocul acum să fie o entitate compactă, unică, cu o singură fracțiune în care toți membrii blocului să se regăsească plenar și nu fragmentați pe linii de partid, pentru că noi nu am avut afiliere de partid, mulți dintre cei care am intrat în Parlament. Am sugerat chiar fuziunea între aceste două entități, pentru că electoratul pe care se bat este același, viziunile sunt aceleași. Cu regret, aceste rivalități din interiorul blocului acum, care s-au revărsat și în campania electorală locală, lipsa de coeziune și, cel mai important, politizarea acestei schimbări care s-a făcut în sistem de triunghi între PSRM, PAS și PPDA, a compromis foarte mult valorile blocului acum. Ce îmi determină această declarație și atitudine este, în primul rând, felul în care a fost ales președintele Curții Constituționale, pe care am regrete enorme
Și chiar aș dori să-mi tai mâna odată pentru faptul că l-am votat în Curtea Constituțională, lăsând să se înțeleagă că el sau doamna Domnica Manole nu vor fi președinte a Curții Constituționale, ci va fi cineva neafiliat politic. În mod definitiv, această atitudine, această decizie pe care am luat-o astăzi, este legată de semnarea acordului temporar între Blocul Acum și Partidul Socialiștilor, pe care îl consider o eroare politică, care legitimează Partidul Socialiștilor și compromite valorile pe care Blocul Acum le-a promovat în campania electorală și față de alegătorii lor. Consider că acordul temporar semnat la 8 iunie cu Partidul Socialiștilor nu a fost îndeplinit în totalitate și ar fi oferit o perspectivă de colaborare în continuă, fără ca el să fie reiterat într-un act de guvernare plenar, care înseamnă aducerea propriu-zis a Partidului Socialiștilor în actul de guvernare. Și mai regretabil este faptul că ambele componente, sau cele trei componente, PSRM, PAS și PPDA, au procedat la un circ ieftin, semnând acest acord după arestarea Marinii Tauber și a Reginei Apostolului. Încercând prin asta să cumpere electoratul și arătând că această alianță ar merge. Nu așa am văzut această schimbare și, prin urmare, anunț legătorii Blocului Acum că voi părăsi fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr și rămân deputat independent al Blocului Acum. Deci, repet, cele trei formațiuni au semnat un acord. Este vorba de PSRM, fracțiunea PAS și fracțiunea DA. Eu sunt membru al Blocului Acum și nu fac parte nici din DA, nici din PAS. Sunt neafiliat politic și așa voi rămâne. Ca să evităm speculațiile, este vorba de rămânerea în Blocului Acum ca deputat independent. Sper foarte mult ca și alți colegi să înțeleagă în sfârșit faptul că Blocul Acum are nevoie urgent de o revitalizare, coeziune și organizare în ajunul dezastrului care le așteaptă la alegeri locale. Al doilea anunț sau a doua declarație o am pentru chișinăuieni. Dragi chișinăuieni, în situația în care s-a creat și în eminența acapărării orașului Chișinău de către Partidul Socialiștilor, la fel ca și multe alte instituții, eu ca bărbat și ca intelectual și ca cetățean acestei țări nu pot să admit ca un isteric Ion Ceban, care s-a aflat și la Partidul Comuniștilor în servilismul lui Voronin și acum la Dodon, să câștige primăria orașului Chișinău. La fel cum nu pot admite ca un trădător și un mincinos, care este Igor Dodon, să fie omniprezent într-o societate în care are prevederi constituționale foarte clare. Prin urmare, anunț că voi candida pentru primăria orașului Chișinău la alegeri locale din 20 octombrie 2019. Voi face apel în primul rând către partidele de dreapta pro-europene să se coalizeze și să ofere șansa ca împreună să putem garanta cetățenilor Chișinăului
succesul în apărarea acestei ultime redute a democrației și libertății noastre. Am un apel către colegul și prietenul meu, Andrei Năstase, care, așa cum știm, vrea să-și anunțe candidatura mâine să se înregistreze. Andrei, eu te-am susținut și anul trecut și cred că faci un lucru remarcabil la Ministerul de Interne. Ai pornit o reformă pe care trebuie să o asumi cu curaj și demnitate și să continui acest lucru în cadrul Ministerului de Interne. Și să oferi împreună cu Partidul Demnitate și Adevăr șansa să putem câștiga această bătălie împotriva Partidului Socialiștilor. Vă mulțumesc, așa cum spuneam, nu vor fi întrebări. La revedere. Dar este caz de se rivaliza cu domnul Năstase?